Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a decis luni închiderea școlilor și grădinițelor în perioada 11-22 martie 2020. Măsura ar putea fi prelungită dacă situația o impune. Principalul subiect al zilei sau al acestei perioade este COVID-19, epidemia de coronavirus. Ce măsuri au fost luate în sistemul de învățământ? Cu ce vă confruntați în momentul de față? Întrebarea dumneavoastră vizează o problemă extrem de delicată și am oftat înainte de a vă răspunde, pentru că, într-adevăr, este o mare problemă, o mare problemă nu numai pentru noi, cei din sistemul de învățământ, ci pentru întreaga societate, pentru întreaga omenire, pentru că, iată, în momentul de față, sunt pericole în toată lumea, fără excepție. Fac o paranteză să vă spun că și în Africa de Sud, de dimineață am vorbit cu o persoană de acolo, fiica mea, care mi-a spus că și la ei s-a închis o școală, pentru că un profesor a venit din Italia. Revenind la întrebarea dumneavoastră pentru sistemul de învățământ, da, într-adevăr, s-au luat măsuri și se iau măsuri în continuare. Pe lângă dotările specifice pentru întreținerea unei igiene personale a copiilor în fiecare școală cu soluție de dezinfectant, cu spir, cu apă și săpun, apă caldă acolo unde se poate, dar permanent trebuie să fie instruiți și copiii și părinții să aibă grijă personală fiecare de lucrul acesta. Pentru întreg sistemul de învățământ, în urma ședinței CSAT și în urma ședinței Comitetului Național a Situațiilor de Urgențe, într-adevăr s-a luat măsura, încă de aseară a fost publicată, ca de mâine să se întrerupă cursurile până pe data de 22 martie, acum. Și trebuie să vă spun că în acest sens s-a emis hotărârea de guvern numărul 6, prin care se instituie suspendarea desfășurării cursurilor, activitatea instructiv-educativă, în toate unitățile școlare, inclusiv în învățământul superior. În toate unitățile școlare, când spun de învățământul preprimar, primar, gimnazial și liceal. În momentul acesta, când noi purtăm această discuție, la nivelul inspectoratului școlar, și aici fac o paranteză pentru că suntem deranjați și nemulțumiți de faptul că nu am fost invitați, pentru că e o situație extrem de delicată și nu am fost invitați la această videoconferință cu ministerul, ca să se desfășoare între minister și inspectoratele școlare. Noi trebuia să fim prezenți acolo pentru că suntem parte a sistemului de învățământ, suntem partenerii de discuții, de dialog social cu Ministerul Educației. Bineînțeles că dacă se face această suspendare a cursurilor, și profesorii, ca membri cu aport important în desfășurarea sistemului de educație, a procesului instructiv educativ, trebuie să știe ce să facă. S-a spus că elevii nu vor veni la școală în această perioadă. Dar profesorii, dar celălalt personal din învățământ, didactic de predare, auxiliar și nedidactic, vor veni la școală? Se va face o dezinfecție totală, amănunțită a școlii în perioada aceasta? Cine face această dezinfecție? Nu știu dacă există unități abilitate să facă în toate unități. N-au cum să facă atât de repede și în toate unitățile și atunci se apelează la personalul nedidactic. Deci, iată, ei trebuie să fie acolo să facă această dezinfecție. Mai sunt situații când personalul didactic auxiliar arată, contabilitate, secretaria trebuie să întocmească și statele de plată, trebuie să facă alte activități specifice care nu suportă și merge o persoană, merg două persoane acolo, trei persoane care să facă lucrul acesta. Dar dacă impunem, trebuie să se hotărească
Ori nu mai mișcă nimic și punem lacătul pe școli, făcând o altă instituție dezinfecția, ori facem prin personalul nostru. Să ni se precizeze acest lucru, ca să nu avem ulterior surpriza să ni se spună ați stat acasă, nu vă plătim pentru perioada aceasta. Sunt oameni care au bănci, care au situații financiare deosebite și atunci ce să fac? Să le rețin salariul pe o săptămână? Sau se poate institui altă structură a anului școlar, respectiv plasarea vacanțelor școlare altfel decât au fost stabilite. Vacanța de primăvară, vacanța de Paște se lua între 4 aprilie și 21 aprilie. Paștele pe 19 aprilie. E, în situația aceasta de acum, o săptămână stăm acasă. Nu se mișcă niciunul. Ce facem? Această săptămână se recuperează. Când se recuperează? Sau schimbându-se structura, vacanța aceasta, această săptămână să fie constituită, să fie considerată vacanță școlară, iar vacanța care se prevedea pentru 4 aprilie, 21 aprilie, să înceapă mai târziu, pe 11 aprilie. Dar, vedeți că sunt foarte mulți de dar, această stare, această situație, nu știm dacă rezistă o săptămână. Pentru că există posibilitatea, știți, că acest virus trebuie să-și facă perioada de incubație și de-abia după aceea putem să confirmăm că unul are sau nu are virusul. Foarte mulți sunt plasați acasă, să stea acasă în carantină, deși nu manifestă. Avem situații, și fac o altă paranteză, avem situații când la noi în județ, la noi în Călăraș, s-au întors din Italia cu copii pe care să-i aducă la școală. Avem unități unde s-au dus, părinții au dus acești copii la școală, conducerea școlii a spus, nu e bine să-l aduceți, trimiteți la casă în carantină, iar părinții au insistat, nu se poate, eu îl aduc acasă. Ce se întâmplă? Trebuie chemată chemat un factor de autoritate publică, o poliție, pentru că trebuie, acel copil trebuie să stea acasă în carantină. Nu știm dacă este afectat, dar trebuie să stea în carantină. Trebuie să stea cele 14 zile, cele 14 zile în izolare, acasă. S-a dat această hotărâre de guvern, se închide școlile, nu să meargă copilul să se plimbe, să se joace în parcuri, să meargă la mall-uri, să meargă în excursii, să meargă în la cinematograf, în spații de joacă. Nu? Nu se poate. Trebuie să stai cât mai izolat. Să încercăm. Este o măsură la urma urmei binevenită, că mai bine este să previi decât să tratezi o asemenea situație. Ca atare, sunt situații extrem de grave, extrem de delicate, care impun o măsură și o participare la luarea acestei măsuri a tuturor factorilor răspunzători, inclusiv de profesori care răspund de activitatea dintr-o școală și care sunt direct participanți și pot lua contact cu copiii și să pot transmite mai departe în viața de familie, în societate, când s-au deplasat într-un loc sau în altul. De altfel, tot pentru prevenirea acestei răspândiri a virusului s-a luat hotărârea de a se suspenda orice concurs la care participă copiii, la olimpiadele școlare, la competițiile sportive la care trebuie să se deplaseze. Fac o paranteză și vă spun, și toată lumea cunoaște din Călăraș, când de curând a fost un meci de handbal și s-a interzis participarea spectatorilor sub 1000 de persoane la această competiție, la acest meci. Este o măsură, într-adevăr, poate neplăcută pentru unii, pentru sportivi, dar extrem de necesară în situația de față. În momentul de față, legislația nu prevede clar cum trebuie să acționăm în caz de calamitate naturală, pandemie,
într-o situație excepțională. Nu avem această prevedere într-o lege. Trebuie să acționăm în acest mod. Din păcate, într-adevăr, așa e cum spuneți, pentru că altfel, dacă exista, oamenii trebuie să știe ce trebuie să facă într-o situație. Nici nu trebuia să mai vină o hotărâre de guvern. Erau care pași să... foarte bine stabiliți. Erau pași stabiliți. În interiorul județului, prefectul, Comitetul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Școlar, întrunit, nu s-aștept ce-mi spune de la centru, ci iau măsura aceasta. Dacă este în folosul comunității, în folosul sistemului de învățământ din județ, atunci trebuie să iau măsura, fără să aștept să mi se spună mie din partea ministerului, din partea, eu știu, cărui organ superior. Direcția de Sănătate Publică din Călăraș informează că la nivelul județului nu există niciun caz confirmat și niciun caz suspect de infecție cu noul coronavirus COVID-19. La nivelul județului se aplică măsurile de izolare la domiciliu pe o perioadă de 14 zile a celor veniți din zonele afectate și a membrilor de familie din aceeași locuință. Persoanelor sosite din zonele afectate li se solicită responsabilitate și declararea tuturor informațiilor necesare pentru evaluarea riscului epidemiologic și respectarea cu strictețe a măsurilor dispuse de autorități. Până la data de 31 martie 2020 este interzisă organizarea oricărui eveniment ce implică participarea unui număr mai mare de peste 1000 de persoane și este recomandată cu fermitate anularea sau amânarea organizării oricărui eveniment cu un număr mai mic de participanți.